For butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy. Culorile au prins aripi la Pride. Sute de fluturi tropicali se trezesc la viață pentru două săptămâni într-o casă de poveste. Câteva luni pe an, oamenii au ocazia să intre în lumea lor de bază și să stea minute în șir în bătaia curcubeului de aripi colorate. Visul devenit realitate pentru o familie din județul Harghita este locul unde oameni din întreaga lume își dau întâlnire pentru a admira speciile care mai de care mai frumoase. Afacerea are deja 5 ani și a fost pornită din pasiune de către Killian Borno împreună cu soția sa. Fluturii nu sunt din natură, sunt crescuți, mai ales cuconii sunt crescuți și noi comandăm din ferme de fluturi speciale din Costa Rica, din Asia, din Africa de Nord și speciile sunt de aici, sunt specii tropicali. În fiecare a doua săptămână vine o altă comandă de coconi. Asta pentru că durata lor de viață este de două săptămâni. Odată ce treci pragul casei cu fluturi, ai intrat într-o altă lume. Acolo, unde fluturii sunt asemenea zânelor, ce scutură de pe aripi praf magic, iar oamenii devin brusc mai buni și mai frumoși. Cele câteva minute petrecute aici îți dau senzația că ai citit încă o carte cu povești, unde sfârșitul este unul fericit. Very nice, very nice. Very nice, very, very beautiful, very educational. Each one of them is very nice. So you have a beautiful country, you have a beautiful place. Înăuntru se aud doar sursurul apei și trilurile păsărilor. Pe această muzică își fac apariția și zboară împrejurul tău sute de fluturi de toate culorile. Copii și adulți deopotrivă sunt fascinați de speciile aduse din țările tropicale. N-aș spune că sunt pretențioși. După cum se vede aici, mănâncă zeama fructelor, deci îl sugă zeama fructelor, portocale, banană, dar putem să dăm și fructe locale pentru ei, mere, pere, mai suc și nectarul din floare. Tot aici aveți ocazia să faceți cunoștință cu cel mai mare fluture din lume, fluturele de noapte din Cairo. Cel mai frumos e fluturul de azur. Asta îți place foarte mult pentru vizitatorii. Sunt și mult mai activi decât alții. Mai avem și fluturul de liliac. Asta e o specie de noapte. Casa cu fluturi de la Pride este deschisă începând cu luna mai și până în luna septembrie. Dacă vreți să vizitați acest loc, trebuie să consultați pagina Fluturi Tropicali Vii. Acolo găsiți mereu detalii legate de program, prețuri de intrare, dar și de ceea ce găsiți în Casa Fluturilor. Cei de aici vă pot explica totul despre minunații înaripați. Desigur, experiența este unică.